Bună ziua! Eu voi începe cu poezie Răsai asupra mea de Mihai Eminescu. Răsoaie asupra mea, lumină line, ca în visul meu ceresc de odinioară, o maică sfântă, pururea fecioară. În noaptea gândurilor mi le vine, speranța mea tu n-o lăsa să moară, deși al meu e un oian de vină. Privirea ta de milă caldă, îndurătoare asupra mea coboară. Străin de toți, pierdut în suferința adâncă a nimicniciei mele, eu nu mai cred nimic și n-am tărie. Dă-mi tinerețea mea, redă-mi credința și reapar din cerul tău de stele ca să te ador de acum pe veci, Marie. Preacucernici părinți, doamnelor și domnilor, mulți stimați profesori, nu este nimic în lume asemenea Maicii lui Dumnezeu, Maria. Străbate, o omule, cu gândul tău, întreaga zidire și vezi dacă este vreun lucru care să fie mai vrednic sau mai mare decât Sfânta Fecioară, Maica lui Dumnezeu, Maria. Spunea acum 1600 de ani un sfânt părinte al bisericii și îl continuă Sfântul Siloan Antonitul, așa cum dragostea Maicii Domnului pentru Dumnezeu este fără măsură și întrecere, puterea noastră de înțelegere, la fel și durerea ei este fără măsură și de înțeles și pentru noi. Fără îndoială, ea a suferit mari dureri când era la picioarele crucii. Durerea ei era imensă precum oceanul. Într-o cinste aceste sfinte fecioare, pe de o parte slăvită precum în primul text și pe altă parte îndurerată, precum în al doilea text, ne-am adunat și noi astăzi, cu mic, cu mare, de pe ambele maluri ale Prutului și pentru că ne apropiem cu pași rapizi de săptămâna Sfintelor Patim, profesorii organizatorii acestui eveniment sunt domnul Sarafin Răzvan Gabriel și Vasile Postolache, profesori la Seminarul Teologic Sfântul Ioan Iacob din Dorohoi, împreună cu domnul inspector Vitale Știrbu, l-au intitulat sugestiv Maica Domnului, Maica Durerii, Maica Noastră, iar motivul ne-l vor preciza cele două cadre didactice ale Seminarului Dorohoian în prelegerea lor. Evenimentul este însoțit și de lansarea cărții domnului profesor Postolache Vasile cu titlul Iar numele Fecioarei era Maria, Maica Domnului, din perspectivă interreligioasă, pe domnul profesor Postolache Vasile, îl cunosc încă de când era mic, dumnealui ne vizita la Liceul Teoretic Lipcani și cred că și dumneavoastră sunteți de acord cu mine că nimeni nu este mai în măsură decât dumnealui să ne prezinte drumul cărții de la idee la faptă. Dar mai întâi de a toate, ne-am invitat să ne vorbească pe autorul cărții, oferim cuvântul domnului inspector Știrbu Vitalie, Direcției de Învățământ, Tineret și Sport, Brăcieni, organizatorul acestui eveniment, cel care l-a susținut și îl susține pe domnul profesor Vasile Postolache în toate proiectele dumnealui în Moldova, precum și domnul inspector Bogdan Suruciu de la Inspectoratul Școlar Botoșani. Poftim, mamă! Iar înainte de a da cuvântul domnilor inspectori, ca o surpriză așa pentru domnul inspector și pentru dumneavoastră, o invit pe scumpa mea elevă, Matei Popescu Luiza, să ne prezinte o poezie despre dragostea mamei. Că, în fond, astăzi vorbim despre Maica Domnului, care este mama mamelor, după cum vom vedea în conferința noastră. Poftim, Luiza! Oda mame de licuța pândea, în căsuța de la țară, pe băncuța de la partă, ștergând ochii cu năframă,
Cine știe câte lacrimi sunt ascunse sub năframă și cât, și câtă iubire cape într-o inimă de mamă. Plânge inima, suspină, te-ai putea să storci năframă, griji, nevoi, suspin și frică, toate le trăiește mamă. Cât de efort și câtă trudă, numai tu, măicuță, știi. Când muncești și zi și noapte, să hrănești, să crești copii. Numai luna poate spune despre toată truda ta. Când muncești târziu noapte, geamul ia ți lumina. La războiul de țesut, rămâneai când mă culcam. Dimineața, în zorii zilei, tot acolo te găseam. Cât de greu ți-o fi fost oare? Cât dormeai tu într-o noapte? Și cum este, mama, somnul când îl dorm numai pe coate? Pe nata, dacă ar vorbi oare, ce secrete ar mai spune? Ce durere ascunse într-o zi și câtă amărăciune? Împărțeai cu noi pâinițe, gura sobei, frigul, gerul, dar acum că sunt departe, numai în telefon și cerul. Mai sunt uneori momente când mă împiedic și mi-e greu. De ce ești așa departe? Unde e umărul tău? De-i fi împărat sau rege, președinte, om de seamă, e sărac pe lumea asta dacă nu-i cui spune mamă. Domnul a creat pământul, cerul, apele și toamna. N-ar fi fost desăvârșite de n-ar fi creat și mama. În căsuța de la țară, unde m-am născut și eu, mama stă la gura sobei de vorbă cu Dumnezeu. Și o spun cu îndrăzneală, căci prea bine mi-a dat seama, cel mai sfânt cuvânt din lume, după Dumnezeu, e mama. Stimați colegi, dragi oaspeți, bună ziua! Permiteți-mi încă o dată să îl prezint aici pe colegul meu, inspector general școlar a Inspectoratului Județean Școala Botoșan, domnul Bogdan Gheorghe Suruciu. Vreau să zic că dumneavoastră o să intrați în istorie. Sunteți primul inspector școlar din partea cealaltă de Prut, din România, care ne vizitați raionul nostru. Pentru noi este o onoare și o cinste și vă mulțumim că ați venit astăzi aici la noi inspecției. La lucru, vă salut și pe toți prietenii noștri de peste Prut, doamna director, vecina noastră chiar de peste pod, de la școala generală Răduți Prut, Vasile, și cu colegul Răzvan de la seminarul teologic din Dorohoi. Stimați colegi, suntem binecuvântați să vă salutăm astăzi, 24 aprilie 2024, în incinta Casei de Cultură, de aici, din orașul Lipcan, unde văd adunată floarea neamului în cadrul acestei conferințe, în cadrul acestui eveniment cultural deosebit, cu genericul Maica Domnului, Maica Durerii, Maica Noastră. Un eveniment care este însoțit și de o lansare de carte a prietenului nostru, colegului nostru, a profesorului dr. Vasile Postolache, care activează la seminarul teologic din orașul Dorohoi, mai activează și la școala Rădăuți Prut, Miorcan și Vișoara. La noi este titulară, adică aici are norma de bază. E bine că se începe lupta de acum pentru a cui este. Deci, bine, sunt de acord cu dumneavoastră, deci probabil trebuia să încep, doamna director, că Vasile Postolache de la școala gimnazială Rădăuți Prut. E bine așa, da? Nu vă supărați. Deci,
anume Vasile este cel care încă în anul 2017 a lansat proiectul Transfrontalier Carte Unește Inimi. Acest proiect a fost în parteneriat cu noi, cu Direcția Învățământ, Direcția Sport a Raionului Briceni și cu Liceul Teoretic din orașul Lipca. În această ordine de idei, dacă o lansare de carte e o prezentare unei cărți recent apărute în cadrul unei ceremonii, atunci îndrăznesc să afirm că realizăm cu colegii noștri de peste Prut o linie de formare inovativă, curajoasă, deschizătoare, de orizonturi aplicative, apelând la strategii care pun accent pe continuitate și corelare dintre cunoaștere, acțiune, simțire și credință. Toate aceste valori își găsesc reflectare în cartea domnului profesor Vasile Postolache cu titlul Iar numele Ficioare era Maria, Maica Domnului, din perspectivă interreligioasă, în care autorul justifică cu argumente biblice precinstirea Maicii Domnului, încercând să contureze o posibilă punte de dialog dintre narator și noi, cititorii. În această carte, colegul nostru a încheiat parcursul unei cercetări științifice importante pentru comunitatea academică națională și internațională, căci oferă un bun instrument de lucru nu numai pentru domeniul teologiei, dar și a valorificării conținuturilor inter- și transdisciplinare în domeniul educației. În acest context, exprim sincere felicitări profesorului Vasile Postolache pentru bucuria acestui volum interdisciplinar. Felicitări, Vasile! Stimați coleg, cartea dumneavoastră este expresia unei îndeșunate pasiuni, iar cititorii sperăm că sunt în așteptarea să înțeleagă rosturile, căci faceți trimitere la multe îndemnuri, ce modelează calități. Luăm prin surprindere și pe domnul inspector general din România. Dăm cuvântul domnului inspector Bogdan Gheorghe Surciuc. Bună ziua! Aici, în primul rând, vreau să vă salut, să vă transmit toate gândurile bune din partea colegilor de la Botoșani. Și am venit astăzi cu mare bucurie la dumneavoastră, la invitația domnului profesor Postolache, o invitație pe care, sincer vă spun, vă dau ceva din culise, nu am confirmat-o. Și acum, pe ultima sută de metri, am hotărât să vin. Nu am reușit să vin la lansarea cărții dumnealui la Darabani, dar am zis că vin aici la dumneavoastră. Vreau să vă spun că acest eveniment cultural nu poate fi și oricare alt eveniment cultural nu poate avea loc fără educație. Educația este baza societății în care trăim, nu contează de naționalitatea pe care o avem. Cu educația începem și cu educația terminăm. Educația este la baza tuturor și îmi place să spun că copiii de astăzi sunt părinții de mâine. Haideți să avem grijă de ei, haideți să ne concentrăm asupra lor, să le oferim tot ce putem noi mai bine, pentru că numai așa vom putea privi în viitor cu liniște și vom putea avea o bătrânețe, sperăm să ajungem, așa cum ar trebui să fie într-o țară civilizată. Vreau să cred că sunteți alături de tot ceea ce înseamnă sistem de educație din țara dumneavoastră. Sperăm să schimbăm bunele practici care se află la baza acestor sisteme și să luăm tot ce este mai bun pentru a merge mai departe.
Eu, unul personal, îmi place să cred că sunt alături de colegii mei profesori, pentru că, dincolo de toate funcțiile pe care le ocupăm vremelnic, suntem profesori și făuritori de caractere. Nu poți cere cuiva să facă ceva ce ție nu-ți place. Vreau să-l felicit pe domnul profesor pentru toată munca pe care a avut-o și stă în spatele cărții dumnealui. Nu este simplu. Noi vedem o carte, dar dacă am închide ochii să analizăm puțin, vedem multe, multe ore de muncă, multe, poate și lacrimi, strop de sudoare, dar până la urmă toate sunt pentru a ne bucura. Pentru a ne bucura atât ochii, cât și mintea și sufletul. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc și stimabile mele colege, doamna director de la Rădăuț Prut, pentru toată activitatea pe care o face. Și îi mulțumesc și domnului inspector pentru că, dincolo de întâlnirile pe care le avem, are de gând și împărtășesc dorința de a face și un parteneriat între Botoșani și raionul dumneavoastră. Vă felicit încă o dată, să vă dea Dumnezeu tuturor multă, multă sănătate și dumneavoastră și familiilor dumneavoastră, să aveți sărbători binecuvântate și să vă călăuziți în viață cu următorul mesaj. Nimic fără Dumnezeu. Felicitări! Între timp mai avem o oaspete care invită noi, este domnul președinte raionului, domnul Dorin Păvăloi, pe care îl invităm aici, lângă noi, la vă rugăm. Și ca să vă luăm pe de-a drept prin surprindere, vă dăm cuvântul. Cine vine aici trebuie să dă cuvântul. În primul rând vă salut, salut toți oaspeții. Și chiar mi-a plăcut când apare ceva nou, când ceva se lansează, cu atât mai mult noi astăzi suntem în perioada postului mare. Și cred că chiar este binevenită cartea cu care ați apărut la noi. Sper că o să vorbim și cu biblioteca, să fie și o achiziție, să o avem. Cer scuze, în primul rând, de întârzieri. Vin de la alt eveniment, dar am ținut numai decât să ne meresc astăzi și aici. Ce ține de tematică? Uitați-vă, la mine chiar undeva era ideea și am mai... Am, cred că, și niște discuții cu episcop, cu vladica Nicodim. Fiindcă eu țin minte că cândva la noi în școli era ca opțional, era teologie, da? Era știința care, fiind născuți noi creștini, cred că trebuie să o readucem înapoi în școală. Din altă parte, școala și învățătura, anume de acolo au pornit, din biserici, din lăcașele sfinte, acolo s-a început a face carte. Și astăzi, înțeleg, da, biserica este despărțită de stat, dar cred că nu trebuie să uităm de origine, de rădăcină. Iar rădăcina a pornit anume de acolo. Rădăcina școlilor a pornit din lăcașele sfinte. Și o să fie, cred că, un lucru de care o să-l salute toată lumea și un lucru bun pentru noi creștini, pentru mântuirea noastră. Eu mă simt creștin și cred că, fiind astăzi în postura care o am, cred că am unele împuterniciri din partea locuitorilor și, iată, vă declar că am intenția ca
să-L aducem pe Dumnezeu înapoi și prin școli. Eu vă zic, Doamne, ajută și să nu fie ultima lucrarea dumneavoastră și chiar pe semne tematici, cred că sunt binevenite, fiindcă astăzi avem un spațiu enorm informațional, da? Avem internet, avem acces la informații, tot ce dorești, apăsând doar un buton în telefon. E bine, dar volumul ăsta mare de informație îți dă și bătaie de cap. Trebuie să știi să-l filtrezi și să scoți ceea ce e bun din toată mulțimea asta, să ieși ceva și bun. Și noi adeseori ne pierdem. Ne pierdem în lumea virtuală, ne pierdem în multe informații. Deseori mai multă încredere este, nu știu, și în telefon, și în tablet, și în televizor, decât în biserică. Deși eu cred că lucrurile trebuie, dacă să nu le mulțăm cel puțin, să le păstrăm cei ce am moștenit noi de la bunii noștri. Eu vă zic, Doamne ajută, înainte. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos pentru cuvintele foarte mari. Salut inițiativa dumneavoastră și sper din tot sufletul ca bun Dumnezeu să vă ajute să o puneți în practică. Domnilor inspectori, doamnelor și domnilor profesori, dragi elevi de pe ambele maluri ale Prutului, stimat auditoriu, dacă la lansarea cărții în Darabani îmi începeam discursul plin de bucurie pentru că era sărbătoarea bunevestirii, cu cuvintele Arhanghelului Gavril și anume bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie Domnului este cu tine binecuvântată, ești între femei, astăzi, pentru că suntem într-o altă perioadă mai tristă, vreau să-mi încep discursul cu două rugăciuni unite din imnografia siriană și din imnografia etiopeană. Și anume, Fecioara cea Sfântă m-a chemat să-i cânt laudele, să ne fie auzul curat, încât ceea ce cuvânt să fie neîntinat. Domnul cel întreit, în numele Lui, plângerile Fecioarei le-am scris cu pana lacrimilor mele. O Fecioară, fă-mi loc pe buzele tale, fă-mi loc în inima ta, fă-mi loc în sufletul tău, căci fără tine nimeni nu mă înțelege. Și întrucât spuneam că suntem într-o perioadă sfântă, ne apropiem cu pași repezi de patimile Mântuitorului nostru Hristos și implicit de patimile Maicii sale, căci unde pătimește o mamă și nu pătimește și fiul ei, am stat la sfat cu bunul meu prieten Răzvan și ne-am gândit că nimic nu este mai potrivit pentru acest eveniment decât numele Maica Domnului, Maica Durerii, Maica Noastră. Din miile de epitete pe care Biserica le închină Maicii Domnului, noi doi am ales aceste trei epitete care sunt strâns legate între ele și vom vedea pe parcursul conferinței, dacă ne este permis să o numim așa, vom vedea care este legătura între cele trei epitete. Primul dintre ele este așadar Maica Domnului. Pentru că da, Fecioara Maria este Maica Domnului sau Născătoare de Dumnezeu. Ce frumos spunea Sfântul Ioan Damaschin. Propovăduim că Fecioara Maria este în chip real Născătoare de Dumnezeu. Căci cel născut dintr-însa este Dumnezeu adevărat. N-a născut un om simplu și nici un Dumnezeu simplu, ci un Dumnezeu întrupat. Cel de-al doilea epitet, asupra căruia vom insista mai mult, și eu și colegul meu Răzvan, este Maica Durerii. Sigur, pare că intră în contradicție cu primul. Cineva din sală m-ar putea întreba, păi bine, măi Vasile, pe de o parte, biserica îi cântă Maicii Domnului ceea ce ești mai cinstită decât cervimii, sau o numește pururea fericită pentru că l-a născut pe Dumnezeu, sau îi cântă de tine, se bucură toată făptura, și tu acum ne spui că ea este Maica Durerii. Cum se împacă? Ca o paranteză, cândva am cunoscut un om tare drag mie, care îi bucura tare mult pe ceilalți în jurul său. Însă l-am văzut trist odată și zic, băi, mie nu mi se pare normal și nu mi se pare corect ca un om care îi bucură pe alții să fie trist. La care el mi-a spus, poate că din tristețea mea îi pot bucura pe alții. Închid paranteza și spun că din durerea Maicii Domnului, și vom vedea noi astăzi, că din durerea ei, noi toți am căpătat o mamă. Și
maximul durerii știe fiecare dintre dumneavoastră, maximul durerii al Maicii Domnului a fost la cruce, când Mântuitorul era răstignit pe cruce. Sunteți atâtea mame aici. Un pic se lovește copilul dumneavoastră și plângeți și ați face orice ca să fie bine. Dar rămite Maica Domnului stând lângă crucea Mântuitorului, neputincioasă, de departe, pentru că erau atâția ostași care nu-i dădeau voie să se apropie. Însă vreau să vă spun că deși Maica Domnului este Maica lui Dumnezeu, pe parcursul vieții sale a întâlnit de multe ori durerea. Și o să aflați de ce mă axez pe acest lucru, de ce am pus accent pe faptul că Maica Domnului este Maica durerii. O să aflați. Primul eveniment din Biblie referitor la Maica Domnului din Noul Testament este evenimentul Bunei Vestiri, pe care dumneavoastră nu de mult l-ați sărbătorit, pe 7 aprilie, iar vinerea trecută s-a făcut și denia acatistul Bunei Vestiri. O, ce frumos ne prezintă Sfântul Evanghelist Luca, că a venit un înger din cer la Fecioara Maria și a vestit că îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu, a vestit ceva ce nu s-a mai auzit până atunci. Foarte frumos, nu? Cum n-o lăudăm noi pe Maica Domnului, că l-a născut pe Dumnezeu, că e pururea fericită, că e prea fericită. Însă, este un amănunt acolo, la altă Evanghelie, de fapt, la Sfântul Evanghelist Matei găsim un alt amănunt, consecințele acestei fapte. Și anume, Fecioara Maria a acceptat ce i-a spus Îngerul, că îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Și acceptând asta, au fost niște consecințe. Și vedem la Sfântul Evanghelist Matei care au fost acele. În primul rând, logodnicul Fecioarei Maria, Iosif, a vrut să o părăsească. De ce? Pentru că a văzut că este însărcinată. Ca o paranteză, la evrei, în perioada Mântuitorului, în perioada Maicii Domnului, logodna se făcea la 12-13 anișori. Imaginați-vă că Fecioara Maria avea 13 ani când un înger din cer i-a vestit că îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu și a acceptat. La scurt timp, la câteva luni, când sarcina devenea vizibilă, Iosif, logodnicul, a vrut să o părăsească. Să fim realiști. Cât ar crede că un înger a venit și i-a vestit? Iarăși facem recurs la istorie și aflăm ce se întâmpla cu o fecioară logodită, cu o fată logodită, dacă era părăsită înainte de căsătorie, din motiv de infidelitate. Fie era ucisă cu pietre în fața porții părinților, fie era lăsată de către logodnic și era ținta batjocurii tuturor. Cu toate acestea, Sfântul Evanghelist Matei ne spune că Maica Domnului n-a spus nimic. Iosif a învinuit-o, dar ea n-a spus nimic. Și când Maica Domnului a tăcut, Dumnezeu a vorbit în locul ei. Ne învață ceva Maica Domnului. Că atunci când suntem nevinovați, să avem încredere că Dumnezeu totdeauna va scoate adevărul la iveală. Bun, am spus că într-un final îngerul vine, liniștește pe Iosif, îi explică care-i treaba, Iosif acceptă să fie tatăl Mântuitorului Hristos, dar seria greutăților continuă. Cu puțin înainte de a-L naște pe Mântuitorul, s-a dat un ordin ca toți să meargă la recensământ. Iar Iosif și cu Fecioara Maria trebuiau să meargă tocmai la Betleem. Ca să vă faceți o idee, era vorba de 170 km de mers pe jos. Imaginați-vă o fetiță, o fată, în luna nouă însărcinată, să meargă 170 de km pe jos. Iar, ca și cum nu era de ajuns, când au ajuns în Betleem, ce spune Sfântul Evanghelist Luca? Loc pentru ei nu s-a găsit. Surpriză. Au umblat în tot Betleemul și nicăieri nu au găsit un loc de poposire, ci doar într-o peșteră între animale. Acolo s-a născut împăratul împăraților, într-o peșteră. Cu toate acestea, Maica Domnului n-a spus nimic. Și ca și cum greutățile nu s-au încheiat aici, la scurt timp, nebunul rege Irod, și eu spun în sens propriu că era nebun, pentru că se spunea pe vremea lui că mai bine să fii porcul lui Irod decât fiul lui, pentru că și-a ucis toți fiii, se temea că îi vor lua tronul, nebunul rege a dat ordin ca toți copiii din Betleem să fie uciși. În acest context, un înger i-a vestit lui Iosif să o ia pe Fecioara Maria și pe pruncul Iisus și să fugă în Egipt. Azi 500 de kilometri. Din Betleem până în Cairo, unde s-au stabilit, erau 500 de kilometri. Și erau două rute. Una simplă și frumoasă pe malul mării și alta foarte complicată și foarte greoaie prin deșert. Și desigur, vă dați seama că au luat-o prin deșert tocmai ca să nu de teama ostașilor lui Irod. Iată, cel puțin vreo 15 zile de mers prin deșert, căldura zilei, frigul nopții, animale, tâlhari și cu toate acestea Maica Domnului nu a spus nimic rău.
Nu a întrebat odată, de ce, Doamne, mi se întâmplă mie? Cum adeseori, să fim așa sinceri, de câte ori nu spunem, de ce mi se întâmplă mie? Păi eu merg la biserică, mă rog, de ce mi se întâmplă mie? Maica Domnului n-a spus ceva de genul. Trece timpul, îl vedem pe pruncul Iisus, la vârsta de 12 ani în templu, împreună cu Maica Domnului și cu Iosif. Ce ne spune Sfânt Evanghelist Luca? Că s-a pierdut. Maica Domnului credea că e înainte cu niște prieteni, cu niște rude, și și-au dat seama la un moment dat că s-a pierdut pruncul Iisus. Au urmat 3 zile de căutări. Sunteți mame. Ia imaginați-vă să pierdeți o oră copilul. Și câtă durere, câtă impacientare, câte telefoane. Pe atunci nu erau telefoane. Dar aminte 3 zile să-l cauți. Și cu toate acestea, încrederea ei nu s-a pierdut. Ce frumos spune Sfântul Timotei al Ierusalimului că Maica Domnului, fiind cu simțământ de mamă, pentru că era mamă, a mers să-l caute pe cel care a ieșit să caute pe cei pierduți. Și l-a găsit după 3 zile. I-a fost alături. Să nu credeți că i-a fost ușor să-l vadă pe fiul ei atunci în activitatea publică, când farisei și cărturarii vremii, învățații vremii, îl luau în râs sau căutau să conteste minunile sale. Dar spuneam că maximul durerii Maica Domnului l-a simțit la cruce. Cât de înfricoșător, ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul și ne spune că Maica Domnului a simțit durerea mai mult decât fiul ei. Și de ce aceasta? Pentru că fiul ei a suferit de bunăvoie, ca Dumnezeu. Dar Maica Domnului era mamă. În mâinile fiului, spune Sfântul Maxim, au fost bătute cuie. Dar inima Maicii Domnului a fost străbătută de sabie. Fiul le sperea de bunăvoie, iar Maica Domnului, toate câte le sperea, fiul le sperea în inima ei. Mai mult, fiul a murit vineri la ora 3, după amiază. Dar Maica Domnului a rămas vie. Cu toate acestea, ce ne spune Evanghelia? Maica Domnului n-a spus nimic. A plâns, dar n-a spus nimic. Avem acolo un amănunt și aici am vrut să ajung, să vedeți care e legătura. De ce tot am pomenit de durerea Maicii Domnului? Evanghelist Ioan ne spune așa. Și stătea lângă crucea lui, Maria, mama lui și Maria lui Cleopa, sora mamei lui. Și Iisus, văzând pe maica sa și pe ucenicul pe care îl iubea, i-a spus: femeie, iată fiul tău. Iar ucenicul i-a spus: iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la casa sa. Ei, aici am vrut să ajung. Că din durerea ei de mamă, noi toți am primit o mamă. Ce frumos spune teologul rus Paul Evdokimov. În durerea, la cruce, în persoana lui Ioan, întreaga omenire a primit o mamă. Prin faptul că a suferit, că a răbdat, noi toți am primit o mamă și simțim ajutorul ei. Și vă mai spun un lucru. Prin faptul că Maica Domnului a experimentat durerea, ea ne înțelege în durere. Ca o paranteză, vă spun că de multe ori înainte de a muri tatăl, când auzeam pe cineva că i-a murit cineva drag, îi spuneam: vai, te înțeleg, înțeleg prin ce treci. Însă mi-am dat seama că atunci când mi-a murit mie tatăl, abia atunci mi-am dat seama că de fapt nu înțelegeam deloc. Și abia după ce treci tu prin durerea respectivă înțelegi. Ei, prin faptul că avem acolo sus în cer o mamă care a trecut prin durere, avem încredere și nădejde că avem o mamă care spune din tot suflet: da, îți înțeleg durerea. Tot ce trebuie să facem este să apelăm cu încredere la Maica Domnului. Și ca să nu spuneți că mint sau așa, este una dintre cele mai dragi minuni ale Maicii Domnului. V-aș putea vorbi până mâine despre minunile Maicii Domnului, dar este o minune care mi este tare dragă. Și anume, la un moment dat, un sfânt, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos, a fost răpit la cer de un înger. Și să-i arate lui Rai. Ce frumos era pe acolo. Verdeață, îngeri cântau lui Dumnezeu, oameni se bucurau, copii cântau. Totul era minunat. Își dorea nici să se mai întoarcă pe pământ. Chiar se spune că era atât de frică, el a înghețat de fapt și a murit și a fost dus în Rai și pe urmă s-a întors în lume și a povestit ce a văzut acolo. Și tot căutând în stânga și în dreapta, n-a văzut ghici pe cine? Pe Maica Domnului. Măi, se uită într-un colț al Rai, în celălalt colț, nicăieri Maica Domnului. La un moment dat, îngerul care îl însoțea, zâmbind, îi zice: ce faci, frate Andrei? O cauți pe Maica Domnului? Ea nu este aici. Nu suportă Raiul. Ea este printre pământeni. Să-i ajute pe cei nevoi.
să-i ajute pe cei bolnavi, să asculte rugăciunile celor ce cer ajutor. Iar drept dovadă, tot la Sfântul Andrei, găsim și sărbătoarea Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului. Când Maica Domnului s-a arătat în noapte de 30 septembrie spre 1 octombrie, în secolul IX, s-a arătat deasupra Bisericii Vlaherne din Constantinopol, ca și cum avea un voal uriaș asupra întregului pământ. Era voalul de rugăciune ale ei. Pentru că acolo unde Maica Domnului mijlocește, se îmblânzește și mânia lui Dumnezeu. Și știți ce? Care a fost răsplata cea mai mare? Sigur, noi am primit mamă. Ca mamă am primit-o pe Maica Domnului. Cum spunea Sfântul Ioan Geometrul. Maica Domnului este mama mamelor. Cea mai mamă dintre toate mamele. Este darul lui Dumnezeu pentru noi și răsplata oamenilor pentru Dumnezeu. Asta este Maica Domnului. Dar răsplata ei supremă pentru durerea ei supremă pe care a răbdat-o la crucea Mântuitorului a fost că primul om care a primit vestea învierii, chiar dacă Evanghelile nu ne spun explicit acest lucru, a fost Maica Domnului. Era și logic. Cea care a rămas cu el până la sfârșit a primit vestea învierii prima. Cea care a răbdat cu el până la sfârșit. Și interesant așa, știți, apostolii, când au văzut că Mântuitorul pătimește bărbați care se lăudau că vom merge cu tine până la moarte, care se lăudau, hai să mergem, să murim cu el, când au văzut acolo că Mântuitorul e bătut, că e răstignit, au fugit care și cum încotro. Maica Domnului, o mână de femeie, a avut atâta curaj că a mers cu el până sus pe Golgota. Și nu i-a fost ușor, pentru că erau ostași care nu-i dădeau voie să se apropie. Tradiția ne spune că de vreo două ori a reușit să se strecoare printre ei când Mântuitorul mergea cu crucea în spate și s-a apropiat și a mers și l-a mângâiat și l-a îmbrățișat și l-a încurajat. Și era logic ca aceea care a suferit atât de mult pentru el să primească prima veste a învierii. De aceea și frumos cântăm noi în noaptea de învierii. Îngerul a strigat către cea plină de har, curată, fecioară, bucură-te și iarăși zic bucură-te. Multe aș putea să vorbesc despre acest subiect, dar îi las și colegul meu, Răzvan, să vă mai spună câte ceva despre subiectul respectiv. Eu intru în partea a doua a discursului să vă spun câteva cuvinte despre carte, despre drumul cărții. Cum a ajuns cartea aceasta de la idee la faptă? A fost, în primul rând, de ce despre Maica Domnului? Despre Maica Domnului simplu. Pentru că nimic în lumea asta nu mi-este mai drag să vorbesc după Dumnezeu decât despre ea. Și nu că aș avea vreo vrednicie, Doamne ferește, ci pentru că este mamă. Și tuturor, sunt sigur că din sala asta, tuturor le este drag să vorbească despre mamă. Și mai mult de atât, Sfântul Ioan Damaschin tare frumos spune că dulce, dulce este băutura de vin și bună este mâncarea de pâine. Dar ce este mai dulce decât Maica Dumnezeului meu? Aceasta mi-a răpit mintea și pe ea o am înaintea ochilor și ziua și noaptea. De asta am scris despre ea, pentru că în viața mea am simțit de foarte multe ori ajutorul ei. Și drumul cărții, deși teoretic s-a realizat pe parcursul a 5 ani de studii doctorale, în realitate el a început cu mult mai mult timp înainte din copilăria mea. Întotdeauna mi-am dorit să scriu despre Maica Domnului. Eram copil, scriam pe niște caietele, și speram că într-o bună zi e public. Slavă Domnului că n-am publicat ce am scris pe acolo, s-au pierdut prin grădină, sunt îngropate. Am crescut, am ajuns la seminar, iarăși m-a apucat dor să scriu despre Maica Domnului. Chiar zilele trecute mi-a trimis un coleg un caiet de poezii închinat Maicii Domnului de-al meu, nu mai aminteam de el, nu știu cum să fac să pun mâna pe el să-l revăd. Și am vrut eu să scriu atunci la seminar, așa cu elan de tânăr elev, doar că, surpriză, când am sunat la tipografie și când am văzut ce preț, ce cost presupunea o carte, m-am lăsat păgubaș. Și într-un final am ajuns la doctorat. Și la doctorat chiar mi-am spus, primul lucru și singurul lucru pentru care sunt la acest doctorat, vreau să scriu despre Maica Domnului. Și am scris despre Maica Domnului. Vă mărturisesc așa că inițial au fost 723 de pagini, din care am mai scos și au rămas câte sunt acum. Și când am pus punctul la 723-a pagină, ne-am dat seama că despre Maica Domnului se poate scrie mult și mult și să-ți dai seama că n-ai scris mai nimic. De ce? Pentru că e Maica lui Dumnezeu. Și un părinte din Muntele Atos a numărat peste 500 de epitete numai închinate Maicii Domnului. Pentru că e mama lui Dumnezeu și
Ea a făcut chiar ea o profeție și a zis, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Și asistăm în fiecare zi la împlinirea acestei profeții. Detalii prea multe din interiorul cărții n-aș dori să vă dau, pentru că doresc să o citiți dumneavoastră, să spuneți dacă merită sau nu merită atenția dumneavoastră. Atât vă spun că are 3 capitole cartea, inițial avea 4, dar al 4-lea s-a pierdut pe drum. 3 capitole, și anume Maica Domnului în Vechiul Testament, Maica Domnului în Noul Testament și Maica Domnului în lumea musulmană și iudaică. Despre Maica Domnului în Vechiul Testament vă pot spune că așa cum atunci când vine cineva în lume, când se pregătește să se nască cineva, îi se pregătesc dinainte hainele și toate cele legate de naștere, la fel și venirea Maicii Domnului a fost vestită încă din Vechiul Testament de unii profeți. Chiar de fapt de la căderea lui Adam și Eva, Dumnezeu a vestit Evei o mângâiere, lui Adam și Eva o mângâiere, că o strămoașă va aduce pe izbăvitorul. În Noul Testament avem câteva puține mărturii despre Maica Domnului, ce e drept, dar aprofundându-le vom găsi o bogăție de învățături despre Maica Domnului. Și cu bucurie spun că și în lumea musulmană Maica Domnului se bucură de o mare cinste. Musulmanii de rând merg chiar până ziua de astăzi la locurile sfinte ale Maicii Domnului, mai ales prin Occident, dar chiar și prin Grecia, și se închină cu evlavii și simt ajutorul Maicii Domnului. Răspunsul este simplu. De ce? Pentru că Maica Domnului a fost Maica Durerii și prin faptul că a fost Maica Durerii este Maica noastră. Și Maica Domnului ne iubește. Și iubirea ei este de mamă incomparabil mai mare decât a noastră. Este un pasaj în Noul Testament și cu asta o să închei ca să dau cuvântul și colegului meu care abia așteaptă să vorbească. Este un pasaj în Noul Testament, pilda fiului risipitor, care ne spune că un tată avea 2 fii, unul din fii s-a săturat de casă și și-a cerut partea de averi, după că a muncit el prea mult acolo, și luându-și partea de averi, s-a dus, s-a distrat și a rămas sărac, lipit pământul. Și a adus aminte de tatăl său. Și se întoarce. Tatăl îl iartă și ne spune despre fiul cel de-al doilea, cum ne spune evanghelistul Luca, că se enervează. Și zice, dar bun tată, eu de atâta vreme ți-am slujit și niciodată măcar un niet mi-ai dat să mă distrez cu prietenii mei. Iar acest depravat de fiul al tău l-ai primit cu cinste înapoi. De ce am adus aminte de asta? Pentru că dragostea lui Dumnezeu, dragostea Maicii Domnului față de noi este atât de mare că uneori ne poate scandaliza. Pentru că noi suntem mici. N-avem cum noi să cuprindem profunzimea, oceanul de dragoste al Maicii Domnului. Închei cu ceea ce am început și anume că îmi doresc de tot sufletul, precum spunea și rugăciunea aceea etiopiană, ca Maica Domnului să ne facă tuturor loc pe buzele sale, să ne facă prezenți în inima ei, să ne facă loc în sufletul ei, pentru ca să simțim ajutorul ei, căci fără ea nimeni nu ne înțelege. Vă mulțumesc! Recunoștința este mama tuturor virtuților, spunea Cicero, iar un vechi proverb chinezesc adaugă, când bei apă, amintește-ți de izvor. Pornind de la acest principiu și dumneavoastră, domnule profesor, ați așezat încă de la începutul cărții o listă lungă de mulțumiri, întrebându-vă retoric, vă citesc. Cum aș putea, mergând pe logica proverbului de mai sus, să beau apă, adică să prezint această lucrare fără să-mi amintesc de izvor, adică să-mi arăt recunoștința față de toți cei care prin vorbe și prin fapte m-au ajutat să ajung până aici. Și atunci, când ați pomenit de frații dumneavoastră de sânge, ați mai pomenit și de alte nume care v-au fost alături ca niște frați în acest demers și nu numai, între care amintesc un nume prezent aici, lângă dumneavoastră, parafrazăm acestora, adică fraților de sânge, îi alături și pe bunul meu frate, Sarafin Răzvan Gabriel, prietenul meu de proiecte școlare, care mai ales în momentele de încredere, m-a încurajat și prin prietenia lui sinceră,
a arătat cât de adevărate sunt cuvintele lui Iisus Sirah. Păi afirm că da, într-un mod categoric și reciproc cu autorul, sunt perfect adevărate cuvintele lui Iisus Sirah. Prietenul credincios este acoperământare și cel ce l-a aflat, a aflat o comoară. Prietenul credincios, într-adevăr, este un leac al vieții, cu atât mai mult în aceste vremuri pe care le trăim, fiindcă știm cu toții cât de greu este să găsim un prieten adevărat și un prieten de nădejde, însă având și credință, consider că Dumnezeu ne dă oamenii în locul, dar mai ales în momentul cel mai potrivit. Iar întâlnirea noastră de astăzi, consider că este cea mai bună dovadă și validare a acestui lucru. Iar cu acest prilej aș dori să mulțumim domnului inspector pentru invitația care a făcut-o cu drag la Darabani, la prima lansare a cărții și care a pus în practică destul de rapid acest lucru. Mulțumim, domnule inspector! Și pentru că nu mi-aș dori să omit anumite lucruri, m-am gândit și mi-am propus să așez câteva gânduri în scris pe care să le aduc în fața dumneavoastră. După ce bunul meu prieten Vasile ne-a introdus într-o atmosferă specifică a acestei perioade sfinte, contemplând durerea Maicii Domnului, voi continua și eu în aceeași atmosferă să vă aduc câteva cuvinte despre durerea Maicii Domnului, dar în cântările bisericești. Încheind la urmă cu câteva cuvinte despre carte care ne stă înainte și despre autor, a fratelui Vasile. Doamne, Maica Ta, pironit văzându-Te pe cruce, de amară întristare, sufletul ei s-a pătruns de cuie și de sabie. Spunea în chip prea frumos una dintre cele mai triste și mai profunde cântări ale Bisericii Ortodoxe, și anume Prohodul Domnului. După cum se poate observa, influența profeției bătrânului Simeon și prin sufletul său va trece sabie, este evidentă. Și pentru că Tu ai pomenit de această profeție și pentru că Biblica este domeniul Tău drag, Vasile, pentru că ai vorbit și ai captivat atât de mult oamenii, aduc o provocare și pentru Tine ca să nu aduci Tu numai provocări pentru ceilalți. Aș vrea să ne explici pe scurt semnificația acestei profeții. Am crezut că s-a terminat discursul meu, dar se pare că nu mulțumesc prietene și frate. Da, e vorba de profeția de la Luca, capitolul 2, versetul 35, care ne spune că dreptul Simeon i-a prevestit Maicii Domnului și prin sufletul tău de mamă va trece o sabie și prin sufletul tău va trece sabia. De-a lungul timpului, în literatura patristică a Bisericii, Sfinții Părinți au dat diferite interpretări acestei sabii. Unii dintre ei, în frunte cu Origen și chiar Sfinți Mari ai Bisericii, precum Vasile cel Mare sau Grigore Teolog, Efrem Siru, scuzați, au spus că această sabie are în vedere necredința, că Maica Domnului s-ar fi îndoit de Mântuitor când l-a văzut pe cruce. Însă Biserica n-a acceptat niciodată această interpretare. Și de ce n-a acceptat-o? Pentru că nu este aceasta. Am văzut, Maica Domnului, în Noul Testament, mereu apare ca o femeie credincioasă. De la vizita Îngerului Gavril și până la cruce, Maica Domnului n-a scos niciun cuvânt de necredință, ci a tăcut și s-a încrezut în Dumnezeu. De aceea, alți Sfinți Părinți, precum Ambrozie, Ieronim, pe bună dreptate spun că această sabie se referă la durerea Maicii Domnului pe care a simțit-o la cruce. Și aceasta este interpretarea acceptată de Biserică. Sabia prevestită de Simeon a fost durerea pe care Maica Domnului a avut-o în sufletul ei de mamă atunci când l-a văzut pe fiul ei pe cruce. De altfel, bunul meu prieten Răzvan poate știi că miile de cântări pe care tu le cânți la biserică, ai auzit de multe ori sintagma asta, sabia m-a pătruns cele din lăuntru ale mele.
pusă în gura Maicii Domnului. La asta se referă, la sabia durerii. Durerea pe care Maica Domnului a avut-o atunci când fiul ei a fost răstignit pe cruce. Îți dau cuvântul în continuare. Mulțumesc, Vasile. Ai trecut cu brio provocarea și ne-ai introdus exact în tema pe care aș dori să o aduc și eu la inimile publicului nostru. Și anume, durerea Maicii Domnului în cântările bisericești. Ca și în cazul lui Vasile, alegerea temei este prilejuită de perioada sfântă în care ne aflăm. Suntem în pragul săptămânii patimilor, unde alături de Fiul lui Dumnezeu, care a pătimit pentru noi și pentru a noastră mântuire, a pătimit, bineînțeles, și preacurata lui Maică. Și înainte de a aprofunda durerea Maicii Domnului în cântările bisericești, permiteți-mi să vă citesc o poezie intitulată Mother Dolorosa, compusă de Bogdan Petriceicu, HD-ul. Poezie pe care am găsit-o în cartea lui Vasile și care sună astfel. Ești Dumnezeu, Iisuse, și mântuiești o lume prin moartea ce dă viață la noile idei. Dar mamă era Maria. Ce-i pasă unei mame de lume și nelume când piere fiul ei? Tu mori, ce soi de moarte, căci alte cruci te cheamă. În alte lumi, dar rândul, pe buni ai mângâia. Ești Dumnezeu, Iisuse, Maria însă-i mamă. Piroane iar-i simte, oțetul dânsa-l bea. Nenumărate sunt cântările bisericești care abordează durerea Maicii Domnului la crucea ei, cum a zis și colegul meu. Și ca o paranteză, dacă tu, Vasile, pomeneai de Sfântul Maxim Mărturisitorul, că spunea că ceea ce străpungea trupul Mântuitorului, aceea străpungea și inima Maicii Domnului, vreau să întăresc ceea ce ai spus și printr-o strofă a Prohodului. Sub pământ apui, tu Hristoase, soare al dreptății. Deci buna Maica ta, care te-a născut, de dureri se stinge nevăzându-te. Ar fi greu, dacă nu imposibil chiar, să aduni în câteva cuvinte oceanul de cântări pe care biserica le-a închinat durerii Maicii Domnului. Însă pe baza lor putem trata câteva caracteristici. În primul rând, atunci când biserica noastră cântă durerea Maicii Domnului, are în vedere durerea ei la patimile Mântuitorului, Mielușeaua Maria. Spunea Sfântul Roman Melodor într-una din cântările sale. Și văzând pe mielușelul său tras spre junghiere, mergea după el zdrobită, strigând așa: unde mergi, fiule? Pentru ce faci această călătorie grabnică? Oare este altă nuntă în Cana? Și acolo te grăbești acum ca să le mai faci lor vin din apă? Oare voi merge cu tine sau voi aștepta mai bine? Dăm cuvânt, cuvinte. Nu mă trece tăcând. Ce frumos o numește Sfântul Roman Melodul Mielușea. Și oare de ce? Pentru că așa cum mielul prin blândețea lui simbolizează pe Fiul lui Dumnezeu, despre care Sfânta Scriptură ne spune că mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, la fel și mielușeaua prin blândețea ei simbolizează pe Maica Domnului. Cântările bisericești sublinează atât zbuciumul sufletesc al Preacuratei Fecioare, al pătimirii Fiului, cât și cuvintele ei pline de durere. Astăzi, văzându-te pe cruce, cuvinte răstignit pe lemn, Fecioara, cea fără prihană, tânguindu-se cu o milă ca o mamă s-a rănit, la inimă cu amar și suspinând cu durere din adâncul sufletului, zgârindu-și obrazul, se chinuia. De aceea, împiepătându-se, striga cu jale: vai mie, Dumnezeescule Fiu, vai mie, lumina lumii, o Fiule!
Sabia a pătruns în inima mea și o sfâșie stăpâne precum mi-a prezis Simeon de demult. Întrebări sfâșietoare străbat inima și mintea preacuratei, pe care biserica le cântă cu o finețe poetică inegalabilă. Cum ai apus de la ochii mei mielul lui Dumnezeu? Fiul meu, unde a apus frumusețea chipului tău? Cum pătimești, prea dulcele meu fiu, cela ce din fire ești nepătimitor, cela ce strugurile cel copt, cum ai răstignit pe lemn, soarele slavei, cum te-ai înălțat, întunecând lumina soarelui cu patima Mântuitorului. Durerea ei este amplificată și de trădarea apostolilor. După cum frumos, subliniind Sfântul Roman Melodul într-una din inele sale, tu mergi spre o moarte nedreaptă și nimeni nu-ți va împarte durerea, pentru că nu te însoțește acum El care îți zicea, chiar de-ar fi să mor, eu niciodată nu mă voi lepăda de tine. Te-a părăsit și acel Toma care spunea, să murim cu El. Și de asemenea și ceilalți apropiați, ei care au să judece cele 12 seminței, unde sunt acum? Nu a rămas niciunul și complet singur, fiul meu, mori pentru toți. Este răsplata ta pentru că i-ai mântuit pe toți oamenii și ai slujit tuturor, fiul meu și Dumnezeul meu. Și Biserica Romano-Catolică, în cântările ei, sublinează cu gingășie durerea Maicii Domnului la crucea fiului ei. Stătea Maica îndurerată lângă cruce și plângea, unde fiul era întins, al cărei suflet, aflat în așa mare suferință, plin de tristețe și durere de aprică sabie, era străbătut. O, cât de tristă! O, cât de îndurerată! Se aflase această binecuvântată Maică a fiului celui unui născut, și cu câtă durere se uita spre a fiului iubit suferință. Care este omul care nu ar plânge dacă ar vedea-o pe Maica lui Hristos în atâta durere? De asemenea, una din rugăciunile liturghiei, sărbătorii Maicii Domnului îndurerată, afirmă clar, O Dumnezeule, în a căruia patimă, potrivit profeției fericitului Simeon, sufletul prea dulce al slăvitei Fecioare Maria, Maica ta, a fost strâmpunsă de o sabie a durerii. Învrednicește-ne să sărbătorim cu cinste pomenirea compătimirii și a durerii ei. În unele cântări, imnografii pun în gura Maicii Domnului o paralelă între bucuria de la buna vestire sau nașterea Domnului și durerea de la răstignirea Lui. Una între femei, te-am născut fiu fără de durere, dar acum sufăr dureri prin patima ta. Vai, o fiul meu! Într-o străină nașterea ta, scăpând de dureri mai presus de fire, m-am fericit fiul meu. Iar acum, văzându-te mort fără suflare, mă sfârșit și cumplit cu sabrea întristării. Astfel mi-a vestit Gavril, venind din cer la mine. El mi-a spus că împărăția fiului meu este o împărăție veșnică. Sau în altă cântare, Preacurata jelește și zice că pe care l-așteptam ca pe un împărat, osândit acum pe cruce, îl privesc. Ultima dintre cântările amintite se încheie cu o frază cheie pentru toate cântările care tratează despre durerea Maicii Domnului la crucea Mântuitorului, și anume nădejdea ei. Mai exact, orice cântare care abordează această temă se încheie într-un ton optimist. Maica Domnului se încrede în Dumnezeu și nu își pierde speranța în fața oceanului de durere. Când te-am văzut pe tine pironit pe cruce, cuvinte a lui Dumnezeu, ceea ce te-a născut fără sămânță s-a tânguit strigând, Vai mie, fiul meu prea dulce, ce smerenie este aceasta, Dumnezeul meu? Cum rabzi patima de judecată nedreaptă, cela ce ești fără patimă? Laud cu cântări înfricoșătoarea și nespusă pogorârea ta. Sau,
Sabia a trecut prin inima mea, o fiule, fecioara zicea. Când a văzut pe Hristos pânzurând pe lemn și o rupe stăpâne, precum de demult mi-a zis Simeon, ci te scoală și împreună preamărește nemuritorule pe maica și roaba ta, rogumă. Și nu avem de a face cu vreo exagerare a imnografilor a celor ce au scris aceste cântări. Nu este chiar atitudinea Maicii Domnului în fața durerii și de unde ne dăm seama? Din ceea ce a expus deja profesorul Vasile în această carte, pe care vă recomand, și anume că atunci când Fecioara Maria a fost învinuită pe nedrept de către logodnicul ei Iosif, ea nu s-a revoltat, ci a tăcut, încrezându-se în Dumnezeu. De aceea am ales această temă, pentru că în cântările bisericești închinate durerii Maicii Domnului, ea ne învață ce atitudine trebuie să avem în fața durerii, să avem încredere în Dumnezeu și încă ceva. Experimentând durerea la cote maxime, Maica Domnului va fi mereu alături de cei aflați în durere. Mai mult, din durerea ei la cruce, întreaga omenire a primit, cum spunea Vasile, o mamă, cum frumos a subliniat. Prin Ioan, la cruce, omenirea și-a găsit mama. Ce frumos spune una dintre pricestenele Maicii Domnului cu privire la aceasta. Când plângeai sub cruce, mamă îndurerată, te-am primit de mamă, noi și lumea toată. Nu lăsa, măicuță, să perim pe cale, căci noi suntem fiii lacrimilor tale. Ați auzit? Prin crucea Mântuitorului, întreaga omenire a primit o mamă, pe Maica Domnului. Și fiind mamă, ea nu este doar un exemplu de atitudine în fața suferinței, ci este un ajutor în suferință la care să apelăm cu credință. Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu o sârde să alergăm noi păcătoșii și smeriții și să strigăm cu mare glas, Stăpână, ajută-ne milostivindu-te spre noi. Experimentând durerea la cote maxime, se cuvenea ca Maica Domnului să fie prima care a vestit vestea învierii, iar cântările bisericești sublinează și acest aspect. Îngerul a strigat către cea plină de dar, curată fecioară, bucură-te, și iarăși zic, bucură-te, că fiul tău a înviat a treia zi din mormânt. Fecioara Maria, Maica Durerii, este unul dintre subiectele abordate în cartea bunului meu prieten. Am citit cu drag cartea, am descoperit multe lucruri ce privesc chiar și domeniul meu muzical, iar prin cântările folosite de Vasile în carte, am aflat mult suflet presărat în ea. E fascinant cum Vasile ne poartă prin profețiile Vechiului Testament despre Preacurata Fecioară, arătându-ne printr-o comparație frumoasă cum Dumnezeu a prevestit-o pe Fecioară Maria înainte ca ea să se nască, întocmai cu un împărat, pregătește hainele prințului înainte de a se naște. E fascinant cât de detaliat ne prezintă Vasile lumea și Noului Testament și mai ales puținele mărturii nou-testamentare despre Preacurata. Tot fascinant, mai ales cum în ultimul capitol ne prezintă atât de frumos mărturiile musulmane și chiar iudaice despre Fecioara Maria, sublinind astfel cât de mult iubește și este iubită ea, Maica lui Hristos și Maica noastră. Dar cu toate acestea, nu voi intra prea mult în detalii despre carte, respectând dorința lui Vasile de a descoperi dumneavoastră prin lectură. Voi preciza însă câteva cuvinte despre autorul ei, tocmai pentru a vă oferi încă un motiv în plus de a citi cartea sa. Pe Vasile îl știu de ceva vreme și, deși am mai spus-o, repet cu multă bucurie, ne leagă o frumoasă prietenie pe care noi o considerăm tot un dar al Maicii Domnului
și chiar de multe ori am simțit ajutorul ei în activitățile desfășurate de noi. Am simțit ajutorul ei în activitățile de aici, de la dumneavoastră, în excursia cu elevii noștri, la festivalurile unde am participat cu elevii, dar mai ales și în viețile noastre. Am simțit pe de o parte ajutorul ei, iar pe de altă parte cât de adevărate sunt cuvintele Bibliei, pe care și Vasile le-a citit în a sa carte, și anume, prietenul credincios este acoperământare. Dar trecând peste aceste două aspecte, în toate activitățile realizate reciproc, Vasile s-a implicat cu tot sufletul. Și de ce este important să sublinez acest lucru? Pentru că și în cartea sa, Vasile a pus mult suflet. Utilizarea unor epitete în carte, precum prea iubita fecioară, gingașa fecioară, arată acest lucru și mai arată ceva. Că această carte nu a fost gândită doar o lucrare de doctorat, ci mai mult ca pe un dar adus Maicii Domnului. În paginile cărții sale se simte pe deplin acest lucru pe care el l-a pus și de aceea consider că bunul meu prieten a fost o persoană potrivită de a scrie despre Maica Domnului, pentru că despre Maica Domnului nu pot scrie și nici nu trebuie să scrii fără să pui suflet. Exact ca și în muzică. Nu poți pătrunde suflet fără a pune suflet în cântare. Iată un motiv în plus de a citi cartea lui. Că ceea ce e scris în suflet merge la suflet. Sunt extrem de bucuros de această reușită a sa, pentru că dincolo de succesul care dumneavoastră îl vedeți astăzi, eu îi cunosc munca din spatele ei, ispitele ce i-au apărut în cale și pe care le-a depășit cu ajutorul Maicii Domnului. Văzându-l acum cu cartea în față, cu munca sa de 5 ani teoretic și practic de o viață, îl felicit cu toată sinceritatea mea. Și îi doresc ca bucuria să-i fie măcar pe măsura muncii sale. Și să ne ajute Maica Domnului să mergem înainte cu activitățile noastre pe care noi doi ni le-am propus. În final, vin cu un îndemn pentru toți. Citiți cartea lui Vasile, iar ca și argument aduc atât. E scris din suflet și ceea ce e scris din suflet pătrunde sufletele și rămâne la suflet. Mulțumesc! Mulțumesc frumos atunci când suntem în durere, dacă ne este permis să folosim termenul ăsta. Și acel aliat este mama noastră din ceruri, Maica Domnului. Așadar, vă apasă vreo durere pe suflet, apelați cu încredere la Maica Domnului. Aveți o bucurie în suflet, împărtășiți-o cu încredere la Maica Domnului. Că atunci când o bucurie se împărtășește cu mama, se dublează. Și când o tristețe se împărtășește cu mama, se înjumătățește. Să avem încredere în Maica Domnului. Încă o dată mulțumesc pentru cuvintele mari. În aceeași atmosferă de adâncă recunoștință ați menționat, domnule profesor, și școlile unde predați. Vă citesc. De asemenea, aduc mulțumiri dragilor mei colegi de la școala gimnazială numărul 1 Rădăuți Prut, de la școala gimnazială Dimitrie Brânză Vieșoara și de la seminarul teologic liceal ortodox Sfântul Ioan Iacob din Dorohoi și scumpilor prieteni, profesori și elevi de la liceul teoretic Lipcan. În cele ce urmează, vor avea cuvântul doamnele Gabrielescu Ana Mihaela și Matei Popescu Luminița, ca reprezentante ale școlii gimnaziale numărul 1 Rădăuți Prut, dar și pe doamna director Montean Natalia de la liceul teoretic Lipcan, pentru a preciza dacă este vreo legătură între carte și școala unde domnul profesor le este coleg. Desigur, cu un gând se pot alătura și alți colegi de-ai domnului profesor și spre surpriza domnului Vasile, că tot i-a pomenit pe elevii liceului teoretic Lipcan, unul dintre elevii acestei instituții va veni și el cu cuvânt de suflet. Este vorba de Vacari Artion. Să-i ascultăm cu drag.
ziua și bine v-am găsit. În primul rând aș dori să îl felicit pe domnul inspector Vitalie Știrbu pentru această frumoasă organizare și mă bucur foarte mult că domnul profesor are ocazia să prezinte creația dumnealui și în fața dumneavoastră, a prietenilor din Republica Moldova, pentru că știu că vă prețuiește foarte mult și are nenumărate colaborări cu școli și cu instituții din, de aici, de la dumneavoastră. Apoi aș dori să aduc mulțumiri domnului inspector general Suruciuc Bogdan, mă scuzați, că a avut plăcerea să vină astăzi și să fie alături de noi și de domnul profesor. Este o deosebită onoare pentru noi că sunteți aici. Vă mulțumim! Și mă bucur foarte mult să revăd în sală și aici persoane care au fost și la lansarea din România, din Darabani. Iată că, la fel ca și mine, suntem din nou aici să-l susținem pe Vasile, să-l încurajăm și să încurajăm pe toată lumea să-i citească această carte. Pentru că a depus foarte multă muncă, mult efort și mult suflet în scrierea ei. Eu aș dori să vorbesc mai mult despre omul Vasile, despre colegul nostru Vasile, pentru că despre carte mai puțin m-aș pricepe să spun, doar să o citesc. Așa cum pomul își trage seva din pământul hrănitor, la fel omul se hrănește din experiențele trăite și din relațiile pe care le construiește în familie, în societate, activitatea profesională, alături de cei pe care Dumnezeu îi trimite în calea sa spre a se construi ca om. Domnul profesor Vasile Postolachi a găsit întotdeauna calea de a construi relații frumoase și sănătoase cu cei din jurul lui, împrumutând în mod înțelept din experiența, sfaturile și energia celorlalți pentru împlinirea sa profesională și spirituală. Profesorul faptelor bune, așa cum a fost numit de către realizatorii emisiunii Ajut Eu, ai postului de televiziune Antena 1, în urmă cu 3 ani, s-a hrănit cu tot ceea ce a găsit bun și frumos în jurul său pentru a rodi mai târziu. Roadele muncii sale, ale caracterului său format în anii copilăriei, ai seminarului teologic, ai facultății și în școlile în care a activat ca profesor, s-au făcut văzute și apreciate nu doar în plan local, dar și național și internațional. Și vorbim nu doar despre activitatea sa filantropică binecunoscută, ci și despre ceea ce răspândește în jur, către elevii săi și în rândul colegilor profesori și ai cunoscuților, bunătate, empatie, determinare, răbdare, grijă, atenție. Și multe altele aș putea să adaug, dar mă opresc. Prieten și coleg de nădejde, este cel care nu spune niciodată nu pot sau nu vreau, este gata oricând să ajute, să colaboreze pentru atingerea unui obiectiv. Om al dialogului și al înțelegerii, Vasile caută mereu soluții pentru probleme, se implică în activitățile școlare și extrașcolare organizate de unitatea noastră de învățământ. Este profesor de religie ortodoxă la școala gimnazială numărul 1 Rădăuți Prut din anul 2014, fiind un om de bază al școlii noastre, care s-a remarcat prin profesionalism în activitățile întreprinse, prin apropierea și dragostea sa față de elevi, care îl iubesc ca pe un părinte. El a reușit să formeze în jurul său o adevărată comunitate, trăind într-o frumoasă comuniune și înțelegere cu cei din jur. Dacă este să vorbim despre faptele sale, deși faptele sale vorbesc despre el, nu putem omite acțiunile sale caritabile alături de prietenul său, Andrei Nenișcă, împreună cu care aduce bucurie și alinare unor oameni nevoiași prin proiectul Masa Bucuriei, care se derulează de 3 ani încheiați. Deja mergeți pe al 4-lea de acum. Neîntrerupt în fiecare săptămână. A deschis orizonturile a 10 de copii din România, Republica Moldova și chiar Ucraina prin organizarea unor excursii gratuite. A adus în biblioteca școlii sute de cărți pentru copii din donații
S-a implicat în parteneriate care au adus multe beneficii elevilor din școala Rădăuț Prut, dar și din Republica Moldova. S-a implicat în ajutorarea sinistraților ucraineni care fugeau de război în urmă cu 2 ani, așteptându-i la vamă cu ceai, alimente și alte produse de strictă necesitate. Întotdeauna el a fost aproape de cei neajutorați, având un respect deosebit pentru tot ceea ce înseamnă umanitate și iubire. Dar ceea ce îl face și mai deosebit pe domnul profesor este modestia sa, discreția și bunul simț care îl caracterizează. Îl cunoaștem ca pe o persoană blândă și respectuoasă, cu principii și valori solide, calități care confirmă noblețea sufletului său și caracterul ales. Cu aceeași dedicare și pasiune, s-a implicat și în procesul de elaborare a lucrării sale de doctorat, o odă, aș putea spune, închinată Sfintei Fecioare, cu multă sfială, umilință și nemăsurată dragoste. Această carte a avut un drum și el nu a început odată cu lucrarea de doctorat. Domnul Vasile a început să scrie cartea încă din copilărie, așa cum v-a și spus mai devreme. Rădăcinile ei, adică primele reflecții, primele gânduri, însă și adorația pe care Vasile o are pentru Fecioara Maria, pornesc din copilăria sa și din sânul familiei sale. Modelele materne pe care le-a avut, mama, dar și bunica sa, dragostea și respectul față de ele, au fost punctul de plecare în această călătorie a cărții. Mai întâi, el a simțit iubirea și căldura maternă, pentru ca mai apoi, ajuns în Sfânta Biserică, tot călăuzit de mamă și de bunică, să o întâlnească pe Mama Supremă, mama noastră a tuturor, cum ai spus, mama lui Iisus Hristos. Am spus mai devreme că el a început să scrie cartea încă din copilărie și nu doar la nivel mental, al gândurilor sale de copil, dar și concret, întrucât, așa cum v-a dezvăluit tot el adineauri, primele sale încercări de a-și exprima dragostea față de Maica Domnului au fost în timpul copilăriei sale, când scria pe bucăți de hârtie versuri pentru ea și le îngropa apoi în pământ. Știa în sufletul său de copil că acestea sunt văzute și apreciate de cine trebuie. Iată că acestea au încolțit și au rodit mai târziu, dând naștere aceste minunate cărți pe care vă îndrum și vă sfătuiesc să o citiți, în tihnă și în pace. Astăzi, la lansarea cărții sale, îi doresc să aibă succes de plin și aici, în Moldova, să aibă parte de aprecieri sincere și de cât mai mulți cititori care să se hrănească din această sursă de frumos. Vă mulțumesc foarte mult și felicitări din suflet, domnule profesor. Mulțumesc! Ce aș mai putea spune la cuvinte atât de mari, izvorâte din suflet, decât că vă mulțumesc și eu și nu merit cuvintele chiar atât de mari. Mulțumesc! Onorată asistență, viața noastră este un miracol, iar fiecare zi trăită e un dar de la Dumnezeu. În anii pe care îi trăim, interacționăm cu multă lume. Avem parte de oameni minunați, care inspiră și motivează. În acest sens, voi menționa și eu că pe data de 9 aprilie 2024 s-au pus bazele unei activități culturale în Moldova. De organizatorii acestui eveniment de astăzi, domnul inspector Știrbu Vitalie și profesorii Postolache Vasile și Sarafim Răzvan Gabriel. Activitate închinată Maicii Domnului, denumită sugestiv Maica Domnului, Maica Durerii, Maica Noastră, cu titlu, iar numele Fecioarei era Maria, Maica Domnului din perspectiva interreligioasă. În contextul zilei de ieri, Ziua Mondială a Cărții, astăzi, 24 aprilie 2024, marcăm o zi specială în orașul Lipcani, raion și țară. Prin intermediul invitației organizate de șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport Briceni,
domnului Vitalie Știrbu, îl avem invitat de onoare pe domnul Vasile Postolache, cu care suntem într-un parteneriat în cadrul proiectului transfrontalier Cartea Unește Inimi, pe care domnul Vasile îl numește în cartea dumnealui Proiectul meu de suflet. Evenimentul de azi este un prilej în plus de a vă mulțumi, domnule Vasile, pentru colaborarea productivă, pentru excursiile pe care le-ați organizat cu elevii noștri în România, pentru donațiile de carte, bibliotecii, instituției noastre, pentru dăruire, darurile oferite elevilor noștri la sărbătorile de Crăciun, Paște, premii, diplome și cărți pentru elevii dotați care au obținut succes remarcabile pe parcursul anului, pentru oferirea unui sprijin familiilor vulnerabile din liceu, cât și orășel. Cu siguranță că lista aceasta de merite poate fi continuată. În acest context, vă dorim succese în continuare la procesul de promovare a rezultatelor valoroase la care ați ajuns, astfel încât această carte pe care o lansați, care e rodul unei durate lungi de cercetare, să aibă un impact semnificativ asupra cititorilor, din care să disemineze valori profunde și fundamentale, printre care voi cita doar câteva. Cuvintele marelui Seneca: nimic nu este mai onorabil decât o inimă recunoscătoare. Și cuvintele lui Iisus Sirah: prietenul credincios este acoperiment tare și cel ce l-a aflat pe el a aflat o comoară. Prietenul credincios este leacul vieții. Și vă dorim ca această carte să fie în timp și spațiu un simbol al păcii, al vieții umane în armonie cu sine și cu Dumnezeu. Recomand cu încredere întregii comunități educaționale cartea domnului Vasile Postolache. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc și eu, doamna director, pentru cuvintele așa de mari și că ați pomenit de atâtea activități pe care le-am făcut împreună. Pot spune că tot datorită Maicii Domnului s-au realizat și din suflet au fost făcute. Vă mulțumesc tare mult! Bună ziua, stimat public! Țin să felicit organizatorii și sincere apreciez dumneavoastră celor care astăzi v-ați rupt din timpul vostru, zi de lucru, în care toți avem activități cotidiene, și ați venit la această frumoasă activitate culturală. Pe domnul profesor îl putem numi prieten al cărților, ceea ce ne-a și adus împreună în această zi. Mulți dintre dumneavoastră, prin prisma cărților, l-ați cunoscut. El este profesor de religie și dogmatică și pe lângă religie și dogmatică predă lecții de bunătate în fiecare oră de curs și exemplifică prin toate activitățile de voluntariat în care este implicat direct și în care încearcă să implice și pe elevii dumnealui. Ceea ce mai încearcă domnul profesor este să predea dragostea față de carte, de aici și proiectul de suflet transfrontalier, Cartea Unește Inimi, prin care și-a dorit să unească cât mai multe inimi de ambele maluri ale Prutului și nu numai. Cu domnul profesor am colaborat foarte bine în multe activități, colaborăm și în prezent, multe activități care s-au desfășurat aici la Liceul Teoretic Lipcani, Prieteni Fără Frontiere, Mens Sana Incorpore Sano, și am venit să te colind, prietenul meu de peste Prut, și lista poate continua. Printre marile provocări ale oamenilor sunt relațiile sociale și locurile de muncă. Pentru amândouă avem nevoie să așezăm lucruri în noi, pentru că altfel trecem de la un loc de muncă la altul și nemulțumirile prin doar o altă formă. Cunosc oameni din diverse domenii, însă rar am întâlnit oameni bucuroși la locul de muncă, bine cu ei, pasionați de ceea ce fac, așa cum este
colegul meu Vasile. Sunt foarte puține locurile în care oamenii se simt cu adevărat parte din ceea ce fac, unde își găsesc sens, unde au parte de un mediu hrănitor. Iar asta, pentru locul de muncă, unde petrecem cel mai mult timp, este vital. Nu am fost învățați și sper ca generația proaspătă în care am încredere să învețe că munca trebuie să căutăm în muncă, în primul rând, în funcție de ce ne împlinește cel mai mult și ne dă sens. Pentru că dacă avem aceste lucruri, viața ne e mult mai ușoară. Mă repet, deoarece am mai spus-o și cu alte ocazii, suntem mândri să avem un doctor la noi în școală. Sunt colegă cu Vasile de fix 10 ani. Este unul dintre colegii cu care empatizez cel mai bine în ceea ce ne privește și anume școala și facem un foarte bun schimb de idei, sfaturi și încurajări. Un psiholog spunea că dacă un om din univers poate, toți putem. Toți avem potențialul de a reuși și de a face lucruri mărețe dacă deciziile și acțiunile noastre sunt dictate atât de minte cât și de suflet. Astfel putem depăși orice obstacol prin determinare și munca depusă cu noi înșine. Când cineva realizează ceva remarcabil, așa cum este această frumoasă lucrare, servește atât ca inspirație, cât și ca dovadă că realizări similare sunt la îndemâna multora. Acest lucru evidențiază posibilitatea de succes, de autodepășire și încurajează oamenii să lupte pentru propria lor măreție. Totul depinde de voința și de dedicarea fiecăruia și de crezul că orice este posibil atâta timp cât există determinare, disciplină, credință și perseverență. Adevăratul secret, cred, al domnului profesor este că a crezut în el și și-a asumat riscul de a-și urma visele și aspirațiile, ceea ce ar trebui să fie pentru noi toți un punct de plecare în anumite proiecte, ar trebui să fie motivație și inspirație. A fi extraordinar înseamnă de cele mai multe ori să trăiești cu pasiune fiecare moment, să ne depășim granițele și să îndrăznim să visăm la măreție. Asta a făcut și al meu coleg. Îi doresc să meargă mai departe, să-și urmeze visele și să-și lase calitățile extraordinare să strălucească. Ai dreptul să experimentezi și să-ți găsești o cale care este doar a ta. Eu mă bucur mult să văd oameni fericiți și împliniți, pentru că viața este o călătorie, nu o competiție. Mitropolitul Bartolomeu Anania spune așa: când te găsești în fundul prăpastiei, să nu disperi, iar dacă ai ajuns în vârful muntelui, să nu amețești. Îți doresc ca înțelepciunea Maicii Domnului să stăpânească toate deciziile tale de mâine. Iar dumneavoastră, vă doresc să o aveți tot timpul pe Maica Domnului cu voi. Ea este mereu de-a dreapta Tatălui și a noastră mijlocitoare și niciodată nu ne lasă fără răspuns. Și vin cu un îndemn al Sfântului Ierar Luca al Crimeei, acum când ne îndreptăm cu pași repezi spre această mare sărbătoare a Învierii, care spune așa: fă-ți inima ta mănăstire, bate acolo toaca, sună de priveghere, tămâiază și roagă-te. Mulțumesc! Mulțumesc din suflet, dragă colegă Luminița, pentru cuvintele sincere și pentru prietenia sinceră. Și să ne ajute Maica Domnului să colaborăm în continuare cu aceleași idei și schimb de experiență ca și până acum. Onorată asistență, mulți stimați oaspeți, stimate domnule profesor Vasile,
Este o mare onoare pentru mine astăzi să vă adresez câteva cuvinte cu ocazia lansării cărții dumneavoastră, iar numele Fecioarei era Maria, Maica Domnului din perspectiva interreligioasă. Înainte de a vorbi despre această minunată realizare, aș dori să încep cu câteva cuvinte despre dumneavoastră și impactul pe care l-ați avut în viața mea. Ne-am întâlnit pentru prima dată în cadrul proiectului Cartea Unește Inimi la Liceul Teoretic Lipcani, unde actual și studiez. Iar de atunci, dumneavoastră ați devenit un model personal pentru mine. Nu doar ca teolog desăvârșit, ci și ca un om de o profunzime și sensibilitate rară. Felul în care ați dedicat întreaga viață cercetării și înțelegerii spiritualității, inclusiv prin intermediul acestei cărți despre Maica Domnului, este o sursă de inspirație pentru noi toți. Lansarea acestei cărți reprezintă nu doar o realizare personală, ci și o contribuție semnificativă la cunoașterea și aprecierea valorilor spirituale. Prin munca dumneavoastră aduceți lumină și înțelegere în inimile celor care citesc și reflectă asupra desăvârșirii Fecioarei Maria. Vă felicit din toată inima pentru această realizare remarcabilă și vă mulțumesc pentru exemplul pe care îl oferiți nu doar comunității noastre, ci și lumii întregi. Să fie această carte un far de lumină și îndrumare pentru toți cei care o vor lectura. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. Să știi că e foarte, foarte, foarte emoționant pentru un profesor să audă și impresia sinceră a elevilor. Mulțumesc! Cu drag! Mereu m-am implicat pentru voi și mă bucur să văd impactul implicării noastre. Sperăm să colaborăm și în continuare. Una dintre cele mai frumoase forme de manifestare a dragostei față de Maica Domnului o constituie imnografia, adică imnurile sau cântecele închinate Maicii Domnului. Spunea mai devreme în cuvântul său, domnul profesor Răzvan Sarafin s-a vorbit mult și frumos în această seară despre Maica Domnului, despre cartea domnului profesor, dar și despre autorul ei. Însă această seară frumoasă, închinată Maicii Domnului, ar fi incomplet fără a-i se aduce și un dar de cântări închinate ei. Așadar, cu permisiunea dumneavoastră, în cele ce urmează, voi prezenta cea de-a doua parte a evenimentului nostru, și anume, momentul artistic, cu diferite cântări închinate lui Dumnezeu și Maicii sale. Thank you.
Și pentru că, așa cum spunea domnul Vasile, cartea unește inimi, completat de prietenul dumnealui, domnul Răzvan, care spunea că muzica unește, în continuare, momentul muzical, invităm corul liceului teoretic Lipcani, iar mai apoi ansamblul Busuioc-Moldovenesc din localitatea Larga, va continua cu o serie de pricesne specifice momentului. Cât de frumos e că malurile de prut își unesc glasurile pentru a cânta lui Dumnezeu și Maicii sale. Audiție cu folos! Când plângeai sub cruce,
Eu mă rog la Domnul
Se apropie de final, căci așa cum spunea și poetul nostru drag, Mihai Eminescu, tot ce are un început, are și un sfârșit. Grupul Agnus, reprezentând cântecul psaltic, care ne-a întâmpinat la începutul evenimentului, ne va prezenta spre încheierea momentului artistic diferite cântări închinate, bineînțeles, Maicii Domnului. Urmând ca în final, domnul profesor Vasile
să răsdească cuvinte de mulțumire, căci nimic nu e mai de preț decât o inimă mulțumitoare. Yeah.
Timio
Nu vă mai rețin mult. Aș dori acum, în final, să aduc câteva mulțumiri. Pentru că vreau să urmez sfatul Bibliei, mai exact al Sfântului Apostol Pavel, care ne spune, fiți recunoscători. În primul și în primul rând, aduc sincere mulțumiri Bunului Dumnezeu, care ne-a adunat pe toți astăzi. Aduc sincere mulțumiri Maicii Domnului, în cinstea căreia suntem astăzi cu toții. Și pentru că am pomenit de ea, vă mărturisesc că am sufletul plin de emoție și de bucurie că ne-a adunat pe atât de mulți. Nu autorul, nu cartea, ci Maica Domnului ne-a adunat. De pe ambele maluri ale Prutului ne-a adunat și ne-a unit să-i aducem mulțumire. Sincere mulțumiri domnului inspector general Vitalie Știrbu pentru organizarea impecabilă a evenimentului, pentru implicarea și mai ales pentru susținerea nu de azi, nu de ieri, ci de când am început proiectele aici dincolo de Prut. Vă mulțumesc pentru toată susținerea și sperăm să avem colaborare frumoasă și în continuare. Aș dori să aduc mulțumiri și celorlalți oaspeți, colegi care au luat cuvântul în această seară. Îmi cer scuze, emoțiile sunt foarte mari, este un moment plin de emoție și inevitabil de dovară emoție. Mulțumesc și domnului inspector general Bogdan Gheorghe Suciu, care a venit de la Botoșan să fie alături în această zi frumoasă. Mulțumesc doamnei director Gavrilescu Oana Mihaela, care nu de când este director, ci și dinainte de a fi director, mi-a fost alături și știu că nu vrea să spun, dar o să spun. Cândva în 2020, când ne doboruse pandemia, doamna a avut curajul nebun, să zicem așa, să vină la spital. Când eram internat cu coronavirus, a venit la spital și m-a impresionat prin gestul ei de atunci și sunt recunoscător și astăzi, în fața tuturor, vreau să-i mulțumesc. Mulțumesc și doamnei director Muntean Natalia, care mi-a insuflat încredere încă din prima clipă când am intrat în liceul teoretic Lipcani. Pentru că în 2017, prima dată când am intrat în Lipcani, atât am zis, Doamne, prima școală care mi-e în care acolo vreau să merg și să închei un protocol de colaborare. Și prin faptul că doamna director mi-a acordat încredere, iată că până în ziua de astăzi colaborăm frumos împreună. Și totodată cu dumneavoastră doresc să mulțumesc tuturor cadrelor de la Liceul Teoretic Lipcani, în frunte cu doamnele Angela Iaținoc, doamna Maria Sânchetru, doamna Seiciu Gutiera, care nu pot să uit că la prima activitate m-au impresionat enorm de mult că au venit cu mine și au pus atât de mult suflet să bucurăm niște copii și credeți-mă, prin gestul dumneavoastră de atunci m-ați încurajat să continuăm colaborarea. Vă mulțumesc! Mulțumesc bunului meu prieten și frate Răzvan, cu care am conceput această activitate de astăzi. Împreună am organizat evenimentul de astăzi și împreună l-am numit așa Maica Domnului, Maica Durerii, Maica Noastră. Îi mulțumesc pentru prietenia și pentru sfaturile sincere, că îi se potrivește vorba mic la statul, dar mare la sfatul. Și nu în ultimul rând, mulțumiri și Luminiței, colega de la Rădăuț Prut, pentru prietenia și pentru sfaturile care m-au ajutat enorm. Mulțumesc publicului pentru răbdarea dumneavoastră de a sta atâta timp alături și de a închina timp din timpul dumneavoastră Maicii lui Dumnezeu. Mulțumesc domnului Vali Hudești, care ne ajută ca acest moment să rămână memorabil, să rămână să îl privim cu nostalgie și bucurie peste timp. Și nu în ultimul rând, mulțumiri celor doi elevi. Iată, la Darabani era unul singur curajos. Astăzi m-am bucurat să văd doi elevi curajoși. În primul rând, mulțumim tânărului și talentatului nostru prezentator, Coșman Dragoș. Și, de asemenea, și domnului elev Vacari Artiom, cum îmi place mie să-l numesc, teologul de la Lipcani. Iar ca în final, așa să fie o surpriză pentru fiecare dintre dumneavoastră, îl provoc. Îmi plac provocările. Pe Dragoș să încheie cu nimic altceva decât cu frumoasa poezie a lui Grigore Vieru din Basarabia. Vă scriu, continuă tu mai departe. M-am fost pregătit de această provocare.
Am vrut să mulțumesc publicului, domnului profesor, că mi-a oferit ocazia să fiu iarăși alături de dumnealui în această seară frumoasă. Să-l susținem, să-l încurajăm, să-i dorim mult succes mai departe în tot ceea ce face. Este un om cu suflet mare. Scrisoare din Basarabia, cum dumnealui a dorit, de Grigore Vieru. Cu vorba-mi strâmbă și pripită, eu știu că te-am rănit spunând că mi-ai luat și grai și pită și ai nevălit pe-al meu pământ. În vremea putredă și goală, pe mine, frate, cum să-ți spun? Pe mine m-au mințit la școală că mi-ești dușman. Nu, frate bun, din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de Prut. Vă scriu cum pot și prea târziu. Mi-e dor de voi și vă sărut. Aflând că frate mești odată, scăpai o lacrimă în priviri, ce-a fost pe loc și arestată și dusă în ocnă la Sibir. Acolo, în friguroasa zare, din dropul mut al lacrimii, ocnașii scot și astăzi sare și nu mai dau de adâncul ei. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de Prut. Vă scriu cum pot și prea târziu. Mi-e dor de voi și vă sărut. Bună ziua, domnul inspector. Cred că este pentru prima dată aici în Republica Moldova sau în zona de nord. Da, este prima dată când vin în această zonă. Un moment deosebit, un moment de cultură autentică și, cum am mai spus, cultură fără educație nu se poate. Așa că am fost alături de domnul profesor la lansarea cărții și la un astfel de eveniment deosebit într-o perioadă în care credința ne ajunge din urmă. Cum v-ați simțit astăzi aici, în mijlocul acestor frați ai noștri, de la o aruncătură de băt peste Prut? Emoție. Deci este cuvântul care stă la baza acestui eveniment și ne exprimă toate trăirile pe care le-am avut. Emoție, emoție, emoție. Veți continua colaborarea cu cei din zona de nord aici? Sigur, sigur. Am și discutat cu domnul inspector de aici și vom lega și vom stabili un parteneriat cu activități și de o parte și de cealaltă a Prutului. Și totuși, de ce nu s-a făcut până astăzi? Bine că se face acum. Vă mulțumesc din toată inima. Domnule inspector, iată un vis împlinit. V-am văzut la Darabani foarte emoționat și aici v-am văzut mai emoționat decât la Darabani. Ați făcut ceva ceea ce ați dorit de mult. Așa este, la Darabani eram emoționat, dar eram ca și oaspete. Aici mult mai emoționat, fiindcă sunt cel care, de fapt, am organizat acest eveniment și emoțiile aici se triplează, poate, dacă nu și mai mult. Suntem bucuroși că am reușit să aducem atâta lume aici, în orașul Lipcani, în Basarabia, și mai bucuroși că ne-a onorat cu prezența și colegul meu, inspectorul școlar general de la Botoșani. Chiar am zis de pe scenă aici că este primul inspector care ne-a vizitat școlile noastre, dacă pot să zic așa. A fost o lansare de carte, o lansare de suflet, oamenii au rămas mulțumiți de ceea ce au auzit astăzi aici. Sperăm că profesorul Postolache nu se va opri la această carte și vom avea posibilitatea să facem încă multe, multe lansări
parte cealaltă și partea aceasta de Prut, da. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că tot timpul sunteți alături de noi. O fac cu drag, o fac din inimă și vă mulțumesc că m-ați invitat. Mulțumesc frumos și sănătate tuturor. Doamne ajută! Domnule profesor, cum v-ați simțit astăzi aici la Lipcani, partea cealaltă de Prut, într-o sală arhiplină? Au fost emoții, au fost bucurie, a fost foarte, foarte emoționant, dat fiind faptul că avem o colaborare destul de veche cu cei din Lipcani și nu am visat niciodată că o să ajung să fac o lansare de carte dincolo de Prut. Mă bucur enorm că astăzi simt că visul bunicii mele de a trece dincolo de Prut s-a împlinit prin mine. Și mă bucur că domnul inspector nu a glumit când a fost la lansare în Darabani și dorința dumnealui a devenit astăzi realitate. Pentru mine, cel mai important este cum s-au simțit cei din sală. Sperăm din suflet să fie ajuns la inimile lor cu un mesaj. Cu un mesaj de încredere, cu un mesaj de încurajare într-o lume în care plutim în suferință. Am venit cu un mesaj de încurajare că avem acolo sus, lângă Doamne, Doamne, pe cineva care mijlocește pentru noi atunci când suntem în supărare sau în necaz. Și aceea este persoana Maicii Domnului. De aceea, împreună cu colegul meu, Răzvan, am organizat această conferință, dacă îi putem spune așa, cu numele Maica Domnului, Maica Durerii, Maica Noastră. Vasile, cred că este prima pagină pe care ai găsit-o tu, acel bilețel pe care l-ai îngropat, și cred că este primul. Sunt mai multe bilețele, cred că, ascunse. Ce urmează mai departe? Că la cât de frumos ai scris în acea carte, pe înțelesul cam a tuturor, numai cine nu vrea să înțeleagă, nu înțelege ce ai scris acolo, în schimb, ce urmează? Pentru că nu te poți opri aici. Oprindu-te aici, deja e ca și cum ai face un atac de cord. Mi-e greu să răspund la întrebarea dumneavoastră, dar o las pe Maica Domnului să rânduiască. Ea le rânduiește. Dacă m-ați fi întrebat în Darabani, spre exemplu, ce urmează mai departe, spuneam că nu știu, nici prin cap să-mi treacă, că la o lună după, iată-ne la Lipcani, cu aceleași emoții ca în Darabani, văzând oameni frumoși, văzând oameni dornici de cultură, se bucură sufletul. Cum ai văzut oamenii de aici? Ați văzut oameni de rând, profesori, copii, elevi? Ca mereu, i-am văzut foarte calzi și foarte primitori și pe această cale vreau să le mulțumesc din tot sufletul, nu doar pentru faptul că și-au răpit din timpul lor astăzi să ne fie alături, ci mai ales pentru faptul că mereu au fost foarte deschiși la proiectele pe care le-am realizat împreună. Și noi cei de la Glasul Nordului am fost alături și vom fi alături de dumneavoastră pentru a putea duce și celorlalți care nu au posibilitatea de a ajunge la o conferință sau de a ajunge într-un loc în care dumneavoastră încercați să ne descrieți atât de frumos despre Maica Domnului. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc multă sănătate și multă putere și de la Doamne, Doamne, să aveți mereu puterea de a răspândi binele, pentru că e mare lucrarea pe care o aveți și e frumos să răspundești bine, că atunci când răspundești bine și Dumnezeu îți aduce bine. Vă mulțumesc, domnule Vali. Domn profesor, să fiți binecuvântat. Mulțumesc. Doamne, ajută, sărbători cu bine tuturor. Mulțumesc din suflet.